Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt Rareș Niculescu, bine ați venit. În această seară o emisiune specială pentru că avem un invitat special. E o persoană îndrăgită de mulți dintre clujeni. Sunt convins că vă va face plăcere să îl ascultați în această seară pe Gheorghe Funar, fost primar al municipiului Cluj-Napoca, actualmente președinte al unui nou partid politic despre care ne va povesti în această seară, ne va povesti în același timp și despre temele zilei, de exemplu, referendumul pentru familie, o temă interesantă, o temă de actualitate care ne preocupă pe toți. Bine ați venit, bună seara! Bine v-am găsit, bună seara, stimați telespectatori! Se apropie acest referendum pentru familia tradițională, el se va desfășura pe parcursul a două zile, la începutul lunii octombrie, în 6 și 7 octombrie. Ce gânduri aveți pentru cetățeni, pentru români, având în vedere acest apropiat referendum? În opinia mea, este necesar ca marea majoritate a românilor să se prezinte la vot, astfel încât să fie validat acest referendum. Așa cum se știe, pentru validarea referendumului este necesar să se prezinte cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe liste, deci dintre cei aproximativ 18.000 de alegători. Sperăm să se prezinte mai mult de 6 milioane de alegători la vot. Logic, dacă... Dar mai suntem noi 18 milioane de cetățeni în România? E bine că puneți în discuție cifra asta. E o cifră statistică. Știți ce înseamnă statistica? Se spunea pe tema aceasta că există statistică și minciună. Alegeți ce vreți din statistică. Se spune așa, dacă am stat cu un picior într-un lighean cu apă rece și cu un picior într-un lighean cu apă clocotită, per ansamblu, statistică, am fi bine. În medie s-ar putea să fie bine, dar în realitate nu suntem 18 milioane de alegători cu drept de vot în România. Cifra este falsă. Se pare că aceasta este cifra totală a locuitorilor României în anul 2018, din care aproximativ 4 milioane sunt și nu minori. E tragic acest aspect? Ba da, este foarte tragic atât scăderea dramatică a numărului populației, cât și migrația a peste 6 milioane de români, în special tineri, au fost alungați de regimurile post-decembriste, alungați pe toate continentele. Marea majoritate dintre ei au statutul de sclavi pe alte continente, sunt robi la străini. E duc ce spuneți. Asta e realitatea, nu este... Și duc, ce ar trebui făcut să-i aducem înapoi? Este necesar, în primul rând, să schimbăm pe cale democratică conducătorii României. Cei patru președinți pe care am avut până acum, toți sunt alogeni, nefiind români, n-au iubit și nu iubesc acest popor. Și-au permis această migrație, alungarea românilor, mai ales ca urmare a închiderii a peste 5 milioane de locuri de muncă. O asemenea strategie nu s-a întâlnit în nicio țară a lumii. Să fie lichidată cea mai mare bogăție a poporului român. Genialul Mihai Eminescu spunea că este cea mai mare bogăție a unui popor munca. Și lucrul acesta l-au dovedit de pildă japonezi sau coreeni, sudcoreeni, germanii și alte popoare care muncesc. Dar mai vor românii ziua de astăzi să muncească, domnule Funar? Dovadă că muncesc în străinătate. 6 milioane de români muncesc în străinătate, n-au locuri de muncă acasă, iar vrea să se întoarcă acasă să lucreze. Dar nu li se oferă această șansă de către guvernanți, pentru că toate regimurile pe care le-am avut post-decembriste, toți cei patru președinți și toate guvernele pe care le-au format și le-au patronat, au acționat la comanda stăpânilor străini ai României,
pentru distrugerea locurilor de muncă, pentru alungarea românilor din țară. Sunt cuvinte destul de grele, ce spuneți dumneavoastră, stăpânii străini ai României, da, multinaționalele, care am auzit și din discursul partidului aflat astăzi la guvernare, că ar avea alte interese decât cele ale noastre, ale românilor. Bineînțeles. Sunt astfel de lucruri reale? Da, sigur. Sunt vizibile de aproape 30 de ani. S-au petrecut aceste și s-au derulat aceste acțiuni împotriva poporului român. Eu am scris, după ce mi-am încheiat activitatea profesională și activitatea în Parlament și după ce m-am pensionat, m-am apucat de studiat și de scris. Am scris trei cărți, le-am dat titlul Holocaustul împotriva românilor, Holocaustul împotriva poporului român și Holocaustul din grădina Maicii Domnului. Și am demonstrat pe parcursul a circa 1800 de pagini că s-a desfășurat și se derulează în continuare cel mai mare holocaust din istoria lumii împotriva poporului român. Ceea ce s-a spus și se vorbește despre holocaustul evreilor din al doilea război mondial este o nimica toată față de ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în România. Bun. Cei care mai cine rămas... este la sursa acestui holocaust de care vorbiți? Cine este la sursa acestei persecuții la adresa poporului nostru? Sunt stăpânii străini ai României, cei care au pus mâna pe această țară și au transformat-o în colonie. România este, în opinia mea, după Statele Unite, care este cea mai mare colonie a statului Israel, România este a doua colonie a statului Israel. Haideți să revenim puțin la referendumul despre familie. Cum ar trebui să voteze românii? Cum ar trebui să se implice românii în acest eveniment, care este o consultare populară importantă și prin costuri și prin semnificația pe care o are? Nu este un referendum constituțional, al treilea organizat vreodată în istoria României. Este necesar și am făcut un apel zilele trecute, l-am lansat în mass media, românilor din țara mamă și românilor de pretutindeni, să participe la referendum. De ce e important? În 6 și 7 octombrie să meargă la vot și să pună ștampila pe da. Adică să voteze pentru familia tradițională, pentru familia creștină, formată din bărbați și femei. Așa cum a lăsat bunul Dumnezeu familia, bărbatul și femeia, de mii și mii de ani. V-am adus aici și permiteți-mi să fac o scurtă referire la aceste două statuete. Este vorba de gânditorul de la Hamangia și soția lui. Au fost găsite în 1956 de către arheologi în Dobrogea. Au o vechime atestată cu carbon 14 de 6.000 de ani înainte de Hristos. Arheologii au găsit bărbatul și femeia. N-au găsit doi bărbați, nici două femei, una lângă alta. Ceea ce se intenționează în ultimii ani, să se ajungă la această anomalie, la căsătorie între persoane de același sex. S-a ajuns în România la necesitatea acestui referendum datorită mai ales ofensive din ultimii ani, susținută cu precădere de primarii de la București și primarul care îl avem la Cluj-Napoca, primarii care a fost și Sorin Apostu și Emil Boc, au susținut și au avut loc, au aprobat manifestări ale persoanelor de același sex care doresc să se doresc să se căsătorească. E o acuzație gravă și nu e gravă. Ei au aprobat aceste manifestări publice. Nu este nici pe cine au încurcat aceste manifestări, dar nu înțeleg de ce am pus întrebarea potrivite, de ce ar trebui evitat să se organizeze. În perioada cât am fost primar, nu știu de ce nu m-au căutat să le dau ce eu o asemenea aprobare. Au venit abia ulterior. Revenindu-se la fondul problemei. Acum mai bine de 10 ani, când eram senator al României din partea locuitorilor județului Cluj, am avut o inițiativă legislativă, am propus să se modifice codul familiei și să se completeze articolul corespunzător la căsătorie cu această precizare care este cuprinsă acum în întrebarea votată în Parlament. Respectiv, căsătoria liber consimțită între soț, virgulă, bărbat și femeie. Era suficientă, după părerea mea, această modificare,
Din păcate, în Parlamentul României a fost respinsă această propunere legislativă. S-a ajuns acum, așa cum se cunoaște, ca în urma unei mari inițiative cetățenești, peste 3 milioane de români și-au manifestat interesul și-au obligat Parlamentul să aprobe desfășurarea acestui referendum și guvernul a alocat banii necesari și în zilele acestea se fac pregătirile organizatorice pentru referendum, ca să se înscrie în Constituție, la articolul 48 aliniatul 1, să se completeze textul constituțional în sensul că are loc căsătoria liber consimțită între soți, virgulă, bărbat și femeie. Și în ce fel ne-ar schimba în bine viața noastră a românilor dacă Constituția ar fi modificată, dacă ar fi revizuită, așa cum se propune cu ocazia acestui referendum care va avea loc în curând? Am mai auzit întrebarea aceasta, se pune în zilele acestea, am auzit-o și pe alte studiouri centrale de televiziune, de radio. Desfășurarea acestui referendum, și eu sunt convins că se va vota masiv cu da la referendum și va fi validat acest referendum, va aduce o oarecare liniște în rândurile românilor de acasă și de pretutindeni și poporul român va dovedi minoritarilor, cei care au acum alte opțiuni, să le spun, sexuale, le va dovedi acestora că trebuie să respecte familia creștină, așa cum a lăsat-o bunul Dumnezeu, formată din bărbat și femeie. Ați fost primarul municipiului Cluj-Napoca timp de 3 mandate, nu? 12 ani. Mai bine de 12 ani. Mai bine de 12 ani ați fost primarul municipiului Cluj-Napoca. Haideți să ne imaginăm o situație ipotetică. Cu siguranță, în calitate de primar, ați fost și ofițerul stării civile, ați oficiat multe căsătorii. Am oficiat și ați fi făcut să se fi prezentat în fața dumneavoastră doi bărbați sau două femei care să solicite să îi căsătoriți. Se prezentau degeaba. Eu, fiind creștin și iubitor de oameni, aș fi sunat imediat la 112, aș fi solicitat să vină o ambulanță, să ia să-i ducă la psihiatrie prima dată și după aceea în alte părți unde era necesar, ca să îi ajute pe oamenii aceștia să se comporte normal. Bunul Dumnezeu n-a lăsat pe pământ doi bărbați, nici două femei, pentru că omenirea nu s-ar mai fi înmulțit, noi n-am mai fi existat. Nici acum, așa cum cunoașteți, în ipoteza în care s-ar ajunge, prin absurd discutând, la oficierea căsătoriei între doi bărbați sau între două femei, aceștia nu pot procrea, nu vor mai fi copii. Sunteți, mai rămâne omenirea? Sunteți bunic? Da, mă bucur. Dedicați mult timp din viața dumneavoastră îngrijirii nepotului? Nepoților, avem trei nepoți. Vă întreb, oare n-ar fi modalități mai bune din partea statului de a încuraja familia decât astfel de prevederi legale? N-ar exista, poate, căi mai potrivite pentru a încuraja pe oameni să constituie o familie, să facă copii, să-i îngrijească pe acești copii, să le oferă un destin în viață. N-ar exista, poate, alte soluții mai bune? Este, până la urmă, o simplă prevedere legală care, multă lume spune, nu ne aduce nimic în viață, în plus. Dumneavoastră aveți dreptate, că sunt atâtea și atâtea probleme care își așteaptă soluționarea cu sprijinul autorităților statului român. Dar viața a demonstrat că se impune această precizare în textul constituțional pentru a stopa aceste acțiuni care se derulează în România de câțiva ani, când de pe planetă au venit la București și la Cluj-Napoca tot felul de oameni care au niște probleme. Sunt niște minoritari. Și pare ciudat, dar asta a fost soluția democratică care s-a găsit, să se completeze textul constituțional, pentru că altfel, așa cum știți, acești oameni cu deviații sexuale sunt minoritari. Sunt sub 1% oamenii din populația României. Vor creșe, vor școli și dumneavoastră știți foarte bine aceste lucruri. Pe bună dreptate. Pentru că ați fost atâta vreme primar al municipiului. Pe bună dreptate solicită românii acest lucru. Dar și această problemă trebuie rezolvată. Pentru că altfel nu avem liniște în societate. Vom fi agresați
în mod curent de tot felul de indivizi. Ați văzut, acum a apărut unul de pe Glob, care chipul s-a căsătorit cu un român, s-a căsătorit prin Belgia, mi se pare, și au venit la București ca să li se recunoască actul de căsătorie. Suntem confruntați cu asemenea lucruri absurde și împotriva firii. Ce fel ne-ar putea nouă face rău o astfel de situație? Un astfel de cuplu, cum ați dat dumneavoastră exemplu, cel al domnului Coman, dacă nu mă înșel, care a venit să-i se recunoască în România căsătoria încheiată în străinătate. Ne face rău și va crea o breșe care va permite să se treacă la aplicarea în forță a unor prevederi deocamdată secrete pentru cetățenii Uniunii Europene, prevederi care au fost înscrise într-un memorandum semnat la Bruxelles în vara, în iunie 2016, unde se prevede că în Uniunea Europeană vor fi ajutate și stimulate căsătoriile între persoane de același sex. Cine a semnat acest document? Despre ce document a fi? Din partea României am aflat că a fost semnat documentul de către președintele Klaus Werner Iohannis și de către premierul dacian Julian Cioloș. Nu știu de este ce. Este un act oficial al Uniunii Europene, din informațiile pe care le aveți, dacă ați adus în discuția publică acest document? Da, l-am adus în discuția publică după ce am intrat în posesia lui. L-am difuzat, a circulat acest text. El încă nu a fost ratificat, acest memorandum, pentru a intra în aplicare. Ar fi fost ratificat în ipoteza în care la sinodul care s-a desfășurat în Creta ar fi participat toate țările semnatare la Bruxelles, inclusiv Federația Rusă. Neparticipând rușii, pare mi se, n-au participat nici Bulgaria, delegația Bulgariei și cred că și Armenie, nu a fost considerat un sinod și n-a fost ratificat încă acest memorandum. Dar prevederi din memorandum deja se încearcă să se pună în aplicare. Una dintre ele se referă, de pildă, la armată. Se precizează în acest memorandum că, într-un interval scurt de timp, se vor desființa armatele naționale și se va înființa o armată a Uniunii Europene. România, în același timp, este unul dintre statele care cheltuie foarte mulți bani pentru întreținerea armatei, pentru dotarea armatei, nu? 2% din produsul intern brut sunt destinați întreținerii și dotării armatei. O sumă aproape la fel de importantă ca cea alocată pentru învățământ, pentru educație. E foarte bine că în principiu se alocă bani pentru dotarea armatei. Procentul mi se pare mic pentru România și dar pentru procentul pentru educație, cum vi se pare? 2,8%. Foarte mic. Foarte mic acest procent. În opinia mea ar trebui cel puțin 4% să alocăm din produsul intern brut pentru dotarea armatei, dar dotarea cu armament nou și dacă se poate să fie relansată industria națională 4% de apărare. Pentru apărare, pentru apărare și pentru educație, nu? Cât ați alocat dumneavoastră, cel puțin 6%. Pentru învățământ și 10% pentru sănătate. Pentru că poporul român a ajuns să fie cel mai bolnav popor din Europa. Suntem poporul, ne situăm pe locul întâi în lume în ceea ce privește bolnavii de cancer. Sunt peste 2 milioane de români care în acești 29 de ani au plecat pe lumea cealaltă mai devreme. Între ei au plecat și soția mea și sora mea, Dumnezeu să-l odinească. Foarte devreme au plecat bolnave de cancer și mai sunt circa 1 milion de români înregistrați ca bolnavi de cancer. Acest cancer a fost indus la noi prin aditivi alimentari cancerigeni. Când eram în Parlament, am scris o propunere legislativă, am susținut-o în cele două camere, privind interzicerea aditivilor alimentari cancerigeni, care produc un genocid în rândul românilor. O temă foarte importantă și interesantă. A fost respinsă. Vă întreb, însă, având în vedere această realitate îngrijorătoare, n-ar fi fost poate mai util un referendum pentru alocarea unei sume mai importante de bani pentru sănătate decât un astfel de referendum pentru familie? 2 milioane de români bolnavi de cancer, ați spus-o chiar dumneavoastră. Un milion sunt acum. 2 milioane sunt deja pe lumea cealaltă. Au fost exterminați cu aditive aceștia cancerigeni și sunt
peste 800.000 de români bolnavi de diabet. N-ar fi fost atunci mai degrabă util un referendum prin care să se garanteze alocarea unei sume mai importante de bani pentru sănătate, pentru sistemul de îngrijire a sănătății? Eu sunt adeptul conducerii democratice a României prin referendumuri. În toate problemele de interes național să se organizeze referendum, poporul român să decidă. De 29 de ani în România se desfășoară și țara este condusă de o dictatură. Este dictatura partidelor politice împotriva poporului român. Ar fi trebuit, de pildă, în acest an să se organizeze un referendum pe tema resurselor naturale. În zilele acestea s-a dezbătut în Parlament, după ce în lunile precedente a fost votată legea privind offshore-ul, lege care a fost trimisă la Parlament de către președinte pentru a fi îmbunătățită. Multă lume vorbește, puțină lume înțelege. Ce anume prevede această lege? Legea aceasta, contrar prevederilor Constituției, Constituția României precizează că bogățiile naturale aparțin poporului român. Sunt proprietate publică. Ele nu pot fi date altora, cum s-a întâmplat în ultimii 29 de ani cu resursele naturale ale României. Acum, în cazul acesta, este vorba de legea offshore, e vorba de zăcăminte uriașe de gaze naturale aflate în platoul continental al Mării Negre. Ce prevede legea aceasta în esență? Să fie exploatate aceste bogății de către firme străine, cheltuielile legate de toate investițiile pe care le fac aceste firme în vederea exploatării, să le suporte poporul român. Aceasta este modificarea care se duce în aceste zile în Camera, s-a dus în Senat și urmează să se voteze zilele acestea și în Camera Deputaților, poate să se amâne până săptămâna viitoare. Este incredibil ce se prevede în această lege, ca poporul român să suporte investițiile care se vor face pentru exploatarea gazelor naturale, firmele care vin, firmele străine, nu cheltuiesc pentru a putea exploata gazele naturale, plătește fraierul poporul român, firmele respective extragă gazele și din care a venit PSD-ul cu ideea să oblige acele firme ca să livreze pe piața românească 50% din producția care obțin. Dar ei ne vând acele gazele noastre, ale poporului român, le vând ei la prețul pieței. Iar restul de 50% le iau, le trimit în altă parte, probabil în Europa Occidentală, dar în esență toate aceste gaze care se vor extrage aparțin acelor firme, poporul român va beneficia doar de o redevență. Toate investițiile o suportă poporul român. Nu direct la început, ci s-a prevăzut acum, după retrimiterea legii la Parlament, în urma presiunilor făcute de firmele străine, s-a prevăzut ca din profitul care îl vor obține aceste firme să se deducă cheltuielile care s-au făcut cu realizarea investițiilor și poporul român să nu beneficieze decât de redevența care este foarte mică. Este cea mai mică redevență din lume. O sumă care, derizorie. Ar fi dăunătoare interesele extraordinar de dăunătoare. Dacă îmi permiteți o concluzie pe această temă. Vă rog să remarcați că domnul Funar are în mână un pix tricolor. E normal. Dacă puteți să-l arătați, să-l vadă. E normal, cei care dacă îmi permiteți, fac referire și la... Astfel de pic s-a avut domnia sa și la o emisiune televizată rămasă în istoria României, când a participat la o dezbatere, candidând domnia sa la funcția de președinte al României. Câți ani s-au scurs de atunci? A fost în 1996, dar permiteți să închei cu o concluzie referitoare la resurse naturale. Am studiat problema aceasta pe ansamblu țării, am scris în cele trei cărți despre Holocaustul din Grădina Maicii Domnului. Anual se extrag din România bogății extrem de diverse, pentru că bunul Dumnezeu aici, în Grădina Maicii Domnului, a lăsat poporului Geth și urmașilor săi, poporul român, cele mai multe bogății și cele mai diverse de pe planete și în cantități uriașe. Se extrag anual din aceste bogății în valoare de circa 20 de miliarde de euro, iar la bugetul statului român
se virează redevențe care ajung la circa 270-300 de milioane de euro și ei iau 20 de miliarde. Revenind la tricolor, aceste culori pe care nu întâmplător le-am pus pe toate cărțile pe care am reușit să le scriu, aceste culori, albastru, galben, roșu, sunt culorile primordiale care au existat pe primul steag, pe primul drapel de pe planeta Pământ, al strămoșilor noștri geți. Așa s-au numit strămoșii noștri, nu daci, cum am învățat noi daci, ci geți. Poporul get, care a trăit în Diogeția sau Sfânta Geție, adevărata țară sfântă lăsată de bunul Dumnezeu. Așa au existat culorile puse pe orizontală, așa au fost la Revoluția de la 1848 pe drapelele de la Blaj. La 1 decembrie, acum 100 de ani, la Marea Adunare de la Alba Iulia, cei care au fost acolo au purtat steaguri ale României, acum 100 de ani, care aveau culorile astfel dispuse. Ele acum le avem pe drapelul nostru național astfel. S-a ajuns la această situație undeva în jurul anului 1870, când domnitorul Carol Eitel Ludwig Zephyrinus von Hohenzollern-Sigmaringen, pe scurt și pe românește și în mod fals, Carol I, un evreu prusac care la 27 de ani, cu 4 clase a avut, 2 mai mult ca trenul, a fost importat din Prusia, a dus în țară, introdus cu pașaport fals, pe pașaport scria Carl Hettinger, i-au pus o mustață falsă, o barbă falsă, i-au dat și o straiță goală, așa a intrat în România acest individ, l-au dus la București, în 10 mai 1866, Parlamentul României, rețineți, atunci l-a văzut prima dată, l-a votat în unanimitate domnitor în locul lui Alexandru Ioan Cuza. I-au dat și a semnat, în, cred că anul exact este 1868, un decret prin care a schimbat astfel amplasarea culorilor de pe drapelul național. De ce? Pentru ca să nu se facă legătură și se vorbească de drapelul primordial al geților, al strămoșilor noștri. Informații interesante și, despre posibila origine a drapelului nostru național. Îmi cer scuze, domnule Funac, dar trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care, cu siguranță, vom reveni la această revin și la culorile de pe pix despre care ați întrebat. O scurtă pauză de publicitate acum. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital. Doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. VOS Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, VOS Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust.
Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Ne-am întors în direct la emisiunea În Vizor. În această seară alături de mine Gheorghe Funar, fost primar al municipiului Cluj-Napoca, timp de mai bine de 12 ani, o persoană care a marcat istoria orașului, aș îndrăzni să folosesc această formulare, un om care în continuare face parte din viața politică românească, a și candidat de altfel cândva în urmă cu mai bine de 20 de ani la președinția României, pentru că anul care urmează este un an electoral. Ne întrebăm care sunt gândurile domnului Funar pentru viitorul politic al domniei sale. Am reușit în primăvara acestui an să învințăm împreună cu câțiva colegi, 4 membri fondatori. Eu am colaborat cu ei pentru înregistrarea unui nou partid politic naționalist, un continuator al Partidului Unității Naționale Române, al PUNR-ului și al Partidului România Mare, a PRM-ului, un partid pornit din vatra românească, așa cum a pornit PUNR-ul în 1990. Partidul are denumirea Partidul România Noastră. Eu sunt președinte interimar al partidului. Suntem acum în faza de organizare. Avem în circa 35 de județe, avem comitete de inițiativă și sperăm în curând să reușim în toate județele României și în toate sectoarele. Bucureștiul avem acoperit, toate sectoarele au deja comitete de inițiativă. Mai avem câteva județe în care suntem în discuții cu personalități din județele respective care să preia această funcție de președinte interimar. Am programat ca în cursul lunii octombrie să se desfășoare conferințele județene ale Partidului România Noastră și, dacă reușim, înainte de centenarul Marii Uniri, spre sfârșitul lunii noiembrie, să organizăm congresul partidului pentru alegerea organelor de conducere, așa cum prevede statutul. Și o importantă întâlnire la sfârșitul lunii octombrie la Alba Iulia. Da, am avut inițiativa. Zilele trecute am lansat un apel către forțele politice naționale și patriotice din România să ne întâlnim cu conducerile acestor partide politice la Alba Iulia. Noi am propus ziua de 20 octombrie și sper să avem înțelepciunea necesară să trecem peste o mulțime de orgolii care de regulă îi despart pe români și să agreeze reprezentanții altor formațiuni politice, patriotice, să mergem uniți la alegerile din anul viitor. Până acum avem experiența tristă că partidele politice care apără interesele neamului și a țării, de regulă au participat separat, foarte greu au reușit să se alieze și ca atare n-au mai intrat în Parlament. Așa cum știți, în multe din țările Uniunii Europene, partidele patriotice, unii le zic extremiste, au reușit să câștige în alegeri 10, 15, 20% au reprezentare în parlamentele acelor țări. Eu sper ca să ne întâlnim în 20 octombrie la Alba Iulia reprezentanții acestor formațiuni politice naționale și patriotice, să formăm, noi am propus o alianță electorală, am propus și denumirea de AUR, Alianța Unității Românilor, și la alegerile europarlamentare din luna mai anul viitor și în toamna anului viitor la alegerile prezidențiale să participăm uniți în această alianță electorală. Este o întrebare pe care sunt convins multă lume și-o pune urmărind emisiunea noastră. Veți fi candidat la alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor? Nu. Eu am avut șansa să candidez, probabil
aș fi fost și ales deputat în Parlamentul European, dar am refuzat acest lucru. Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odinească, a insistat să candidez el pe locul 1, eu pe locul 2 la PRM și aș fi intrat, așa cum cunoașteți, de pe locul 2 Gigi Becali a plecat în Parlamentul României atunci, din partea PRM-ului. Nu am vrut nici atunci, nici acum să mă duc în Parlamentul European. Nu cred că e locul meu acolo. E treabă multă de făcut acasă. Despre Parlamentul European și despre politica românească discutăm și în continuare. Haideți să vedem un scurt material despre ultima gafă, cea mai recentă, a doamnei Viorica Dăncilă, primul ministru al României. O nouă zi, o nouă gafă. Prezentă în Parlamentul European, la Grupul Socialiștilor și Democraților Europeni, Viorica Dăncilă a comis-o din nou. Chiar europarlamentarul PSD Cătălin Ivan a postat pe Facebook ce a scos premierul pe gură. Tocmai am aflat de la Viorica Dăncilă în plenul Grupului Socialiștilor și Democraților că jandarmerița a fost bătută cu bestialitate de protestanți. Pentru ca lucrurile să fie clare până și pentru premierul României, vom defini termenii. Protestantismul este unul dintre cele trei mari curente existente în prezent în creștinism. Termenul protestant reprezintă o noțiune generică pentru diverse confesiuni și anume acele culte care își au rădăcina istorică în reforma religiei romano-catolice, reformă inițiată de Martin Luther la începutul secolului al XVI-lea. De exemplu, în Cluj-Napoca, protestanții au construit opere de artă remarcabile, cum ar fi biserica în fața căreia se află statuia Sfântului Gheorghe ucigând balaurul. Spre deosebire de protestanți, vom vedea ce va lăsa PSD-ul în urma lui după 4 ani de guvernare. Noi revenim la discuția noastră. S-au schimbat clasa politică din vremurile în care dumneavoastră erați pe primul plan, pe scena politică națională. Da, așa este. S-au schimbat generațiile, dar stăpânii partidelor politice au rămas aceiași. Cine sunt stăpânii partidelor? Probabil că sunt din afara României. Așa cum cunoașteți, partidele care s-au aflat și se află la guvernare în România, cu excepția PUNR-ului, am fost în perioada 1992-1997 președinte al PUNR-ului și atunci ni s-a propus ca să intrăm într-o formație internaționalistă, Partidul Popular. Am refuzat acest lucru. Toate partidele care s-au aflat la guvernare în România și care sunt și acum la guvernare, toate sunt internaționaliste. S-au schimbat stăpânii. Până în 1989 stăpânii erau la Moscova. Acum sunt la Bruxelles. Atunci era internaționala socialistă, acum mai zice democrația europeană sau Uniunea Europeană sau așa ceva. Toate partidele sunt membre ale unor structuri europene. Au conducere în afara României. De ce este acest lucru ceva negativ pentru țara noastră? Păi a fost benefic cât am avut. Într-o uniune. Noi am dorit să facem parte din această uniune. Nu ne-a impus nimeni acest lucru. A apărut o lege care, suntem singura țară din lume, nici în Israel nu există o asemenea lege care chipurile sancționează antisemitism. Dacă n-ar fi existat legea aceasta, v-aș fi putut spune cu ușurință adevărul în legătură cu Uniunea aceasta europeană, care este altceva față de Uniunea Sovietică, dar tot o Uniune. Condusă. Avem de astăzi o nouă rubrică la emisiunea În Vizor, se numește Întrebarea moarte n-are. Este o rubrică în cadrul căreia fiecare reporter al NCN și de asemenea din Ziar de Cluj, colegii noștri de la Ziar de Cluj, pot să adreseze o întrebare invitatului emisiunii noastre. Începem așadar de astăzi această rubrică, Întrebarea moarte n-are, o primă întrebare adresată domnului Gheorghe Funar, de colega noastră de la Ziar de Cluj. Domnule Funar, dacă ați fi primar al Clujului, care ar fi prima măsură pe care ați lua-o? Vă mulțumesc! E greu de spus prima. O problemă care își așteaptă soluționarea și care creează extraordinar de multe nemulțumiri clujenilor este cea legată de traficul prin municipiu și de parcarea mașinilor. Eu am avut această idee, dacă rețin bine, în anul 2000, am lansat-o în campania electorală pentru alegerea primarului
Și spuneam atunci și repet și acum și vă răspund la această întrebare, o prioritate pentru municipiul nostru o constituie o mare investiție și anume realizarea metroului. Un oraș, un municipiu cu circa 400.000 de locuitori are nevoie de un metrou. Metroul ar da posibilitatea unei deplasări extrem de rapide a locuitorilor și din municipiu și din marile comune din jurul municipiului și ar lăsa multe mașini în locurile de parcare și în parkingurile supraterane și subterane. Metroul este soluția. Sunt convins că v-ați rezolvă... gândit și la anii din urmă când conduceați acest municipiu, erați primarul municipiului Cluj-Napoca. Dacă îmi permite să mai aduc un sigur argument. Că, sigur că ideea da. cu metroul mi-a venit după ce am vizitat împreună cu alți primari din marile orașe ale României. Am fost invitați într-o delegație din partea Guvernului României să vedem cum se desfășoară administrația publică locală în Franța. Am vizitat mai multe din marile orașe ale Franței și am ajuns și la Toulouse, în sudul Franței, și acolo am rămas plăcut impresionat, văzând că într-un oraș cu 200-250.000 de locuitori aveau metrou. Nu pot decât să vă întreb, de ce nu ați construit acest metrou în perioada, în anii în care v-ați ocupat de destinele clujenilor? Pentru că nu v-ați aflat la conducerea municipiului. Nu s-a acceptat în Consiliul Local, nu s-a acceptat realizarea unui asemenea obiectiv de investiții. Metroul este una dintre ideile dumneavoastră și ale altor politicieni. Ce alte soluții pentru a oferi o viață mai bună clujenilor v-ați propune să adoptați dacă ar fi să reveniți la conducerea municipiului? E relativ greu de răspuns la această întrebare, pentru că problemele sunt extrem de multe pe care le au locuitorii municipiului nostru și care își așteaptă soluționarea. E nevoie în primul rând, de o colaborare și de unire a forțelor în administrarea municipiului. Aminteam de deplasarea care am făcut-o în Franța și am învățat de la ei un lucru normal care ar trebui să se aplice și la noi. Ce spuneau primarii și aleșii locali din marile orașele Franței? În esență, noi ne-am bătut în campania electorală, am venit cu diverse argumente, contraargumente, am terminat campania electorală, au fost aleși primari, viceprimari și Consiliul Local. Din momentul alegerii până la terminarea mandatului, toți au făcut echipă, indiferent de culoarea politică, toți au acționat împreună pentru a rezolva problemele localităților respective. La finalul mandatului au venit în fața alegătorilor și au spus ce au făcut, ce n-au reușit să facă și la fel au predat ștafeta altora care au lucrat în echipă. La noi, din păcate, în cele trei mandate care le-am avut de primar al municipiului Cluj-Napoca, am avut un consiliu local ostil. Eu n-am avut niciodată majoritate în consiliul local și foarte multe dintre obiectivele pe care le-am propus, dintre inițiativele pe care le-am avut, s-au bucurat de un vot împotrivă din partea consiliului local. Îmi amintesc de pildă de o inițiativă pe care am avut-o vizând realizarea unei piețe de gro. În ipoteza în care realizam piața de gro la nivelul municipiului, cu siguranță că exemplul ar fi fost preluat și s-ar fi extins în toată țara, noi am fi rezolvat problemele agriculturii românești. Domnule Funac, foarte mult timp din emisiunea noastră nu a rămas. Vă propun să revenim la tema emisiunii, care a fost din start cea a referendumului pentru familie și vă rog să adresați gândurile dumneavoastră celor care se gândesc să meargă sau celor care se gândesc să nu meargă la acest referendum, înainte de finalul acestei emisiuni. În opinia mea, este necesar ca aproape toți cetățenii români să se prezinte la referendum. Sunt două zile în care trebuie să voteze cu da pentru familia creștină, așa cum a lăsat-o Bunul Dumnezeu. Marea majoritate a cetățenilor României s-au declarat că sunt creștini. Ne obligă Biblia, ne obligă tradiția strămoșească să susținem familia formată din bărbat și femeie. Cei care nu se prezintă la vot, le e lene să se ducă până la secția de votare la doi pași de casă sau de bloc, înseamnă că în realitate nu sunt creștini și acceptă aceste deviații din partea unor extremiști, a unor minoritari, care
prin metode dictatoriale, încearcă să se impună majorității. Este un lucru extraordinar de simplu să se prezinte românii la vot în cele două zile, să pună ștampila pe da și astfel se rezolvă o problemă în Constituție și sperăm că se ajunge și la liniște în societate. În opinia mea, fiind anul centenarului Marii Uniri, era cazul să se concentreze românii și pornind de la președintele țării, de la guvern, de la parlament, Ministerul Culturii și Identității Naționale mai ales, să fi realizat un program special consacrat centenarului Unirii, să se urmărească realizarea acestui program și în acest an al centenarului Marii Uniri să fi găsit împreună soluții pentru a nu ne dezbina pe români și pentru a nu crea sau întreține alte și alte probleme sau necazuri pentru români, cum este de pildă pesta porcină africană, care este o altă excrocherie penală, față de care am luat atitudine și am solicitat parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să-i cerceteze penal pe toți cei vinovați, pentru că infracțiunea pe care ei au săvârșit-o nu este de neglijență în serviciu, așa cum a făcut o încadrare, în opinia mea, greșită parchetul pentru început, ci este vorba de un genocid și de crime împotriva fără umanității. Fără îndoială o problemă importantă. Noi, din păcate, trebuie să ne luăm aici rămas bun de la telespectatori. A fost în direct la NCN Gheorghe Funar, fost primar al municipiului Cluj-Napoca timp de 3 mandate. Sperăm că v-a plăcut să-l urmăriți și în această seară. Ne luăm așadar la revedere. Ne revedem mâine la aceeași oră cu deputatul PNL Adrian Oros. Până atunci, numai bine, o seară plăcută tuturor! Bottega Italiana, cu cele două magazine din Julius Mall și Vivo, și-a câștigat deja reputația în rândul clujenilor drept cea mai bună destinație pentru amatorii de delicatese italiene. Bottega Italiana vă oferă o selecție a celor mai gustoase mezeluri, brânzeturi, paste, vinuri, dulciuri și specialități din cele mai celebre zone gastronomice ale Italiei, pentru ca dumneavoastră să dați un plus de gust și eleganță meselor servite în familie. Comandați și online pe www.bottegaitaliana.ro. Abia aștept să înceapă noul an școlar, să-mi iau și rechizite și penar. Însă cel mai cool, clar, ghiozdanul e, îl iau din cel mai tare loc din IPB. Oh la la, IPB, te ador! Să fii cool este ușor! Fii cool, noul an școlar cu ghiozdanele și rechizitele de la IPB. IPB, superstore de papetărie, cel mai mare din România, în Julius Mall și în Vivo Shopping Center. Magazinul Papionet din Julius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Bon Bon, cel mai frumos magazin de dulciuri din Cluj-Napoca și locul unde te vei răsfăța pe cinste. Dulciuri unicat, cadouri originale, servicii de tip candy bar, mărturii de nuntă sau botez, toate acestea le găsești la Bon Bon, magazinul dulciurilor de pe strada Roosevelt numărul 3 în piața muzeului. Bon Bon, magazinul tău de cadouri dulci. DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro.
Am discutat ca azi să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. Găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Invitatul meu de astăzi este medicul Bogdan Ionescu. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Și vom vorbi despre tratamentul care este indicat pacientului oncologic. Care este primul contact pe care îl are un pacient cu oncologul său? Prima consultație este foarte importantă. Ea trebuie să decurgă ca și o consultație obișnuită. Este o consultație ce presupune documentele pacientului. Bineînțeles, se face consultația efectiv a pacientului ulterior și decizia terapeutică, bineînțeles, conduita terapeutică ulterioară. Știu că dumneavoastră aveți superputeri, aveți puteri peste cele ale unui medic obișnuit. Le spuneți de ce? Pacienții noștri sunt puțin mai afectați de diagnosticul pe care li se spune de către medicul lor curant și avem nevoie, pe lângă faptul că diagnosticăm acești pacienți, avem mare nevoie de colegii noștri care ne ajută pe partea de nutriție, pe partea de psihologie. În definitiv, noi, eu fiind un medic oncolog, am nevoie de colegii mei radioterapeuți pentru acuratețea diagnosticului, bineînțeles radioterapeuți și nu în ultimul rând de către medicul chirurg, care ne ajută foarte mult. Dumneavoastră, împreună cu colegii dumneavoastră, stabilim niște direcții pe care se merge cu tratamentul. Care sunt criteriile după care se selectează pacienții sau care sunt criteriile după care se aleg medicamentele pentru pacienți? Medicamentele și diagnosticul, după ce avem diagnosticul propriu-zis, avem ghiduri terapeutice, însă ține foarte mult de experiența personală într-un anumit tip de cancer. Și aici avem un beneficiu suplimentar, faptul că putem să discutăm cazurile noastre aproape săptămânal, dacă nu de 3 ori pe săptămână la noi, cazurile noi sau cazurile problematice, pentru a lua decizia cea mai bună de tratament pentru pacienții noștri. Cred că foarte mulți dintre spectatorii noștri se uită la Dr. House. E ceva asemănător? Da, este ceva asemănător. Fiecare pacient are ceva anume pe care îl descoperi ulterior. Fiecare pacient este special în felul lui și diagnosticul nu este doar un diagnostic ușor, de multe ori, ci presupune și alte boli pe care se iau în discuție și ai surpriza, pe lângă cancerul pe care îl găsești, să aibă cu totul altceva. Vorbiți-ne puțin despre tratamentele care le sunt administrate pacienților dumneavoastră. Tratamentele pe care noi le facem în clinică sunt chimioterapia, care se efectuează. Sunt tratamente mai noi apărute, cum sunt terapiile moleculare și imunoterapia, care ar fi ultimul din tratamentele folosite de către noi. Sunt medicamente care se descoperă foarte des. Trebuie să fii la curent cu tot ce se descoperă și utilizarea acestor medicamente, într-adevăr,
trebuie să ai anumite calități, să știi când trebuie folosite. De chimioterapie, cred că a auzit mai toată lumea. Ne vorbiți puțin despre celelalte două terapii? Despre celelalte două terapii, da. Imunoterapia este un... avem, într-adevăr, și în țara noastră unele medicamente pe care deja le putem utiliza prin protocoalele casei de asigurări de sănătate, fiind decontate pentru pacienții noștri, dar în același timp avem medicamente care în alte țări se utilizează deja și pe care noi nu le putem utiliza în prezent decât dacă avem studii clinice pe care le putem oferi pacienților noștri. Deci la dumneavoastră în clinică se efectuează studii? La noi în clinică se efectuează studii clinice, da. E minunat de știut. Și în momentul de față, de exemplu, câte studii aveți în desfășurare? În prezent avem aproximativ 6-7 studii în desfășurare. Urmează să mai intre și altele. Altele se închid săptămânal sau lunar. Asta înseamnă... Deoarece își ating numărul maxim de pacienți. La noi, în Europa, se poate că ajung un pic mai târziu decât în Statele Unite și atunci și numărul de pacienți care pot să intre în acest tratament este destul de limitat pentru țara noastră. Dacă sunt cumva mai multe centre la noi în țară care pot să introducă acești pacienți în tratamentele acestea noi, atunci este bine pentru pacienții noștri să știe unde anume se află. Avem pacienți care doresc să afle informații legate de tratamentele noi și noi, ca să le putem oferi, trebuie să ținem legătura cu ceilalți colegi din țară pentru a ști exact unde se desfășoară. Foarte pe scurt, studiile clinice înseamnă practic accesul la medicamente la care nu ar avea altfel acces pacienții. Da, în mare parte asta înseamnă, da. Asta ne dorim, să le oferim pacienților noștri, tratamente mai bune, care și-au dovedit eficacitatea, deoarece multe dintre ele deja se folosesc în Statele Unite și în anumite părți din Europa și Asia, adică sunt decontate de către casele lor de asigurări, dar noi încă nu putem să avem acces la medicamentele respective decât prin aceste studii clinice. Și ați mai pomenit de terapia moleculară. Da. Ce presupune? Sunt mai multe medicamente pe care le utilizăm. Au un alt tip de mecanism. Acestea, avem medicamente care se utilizează de, aș putea spune, de vreo 10 ani de zile deja sunt intrate la noi în țară și sunt decontate de către casele de asigurări, dar apar medicamente noi pe care încă nu le avem nici în acest în tipul acesta de tumori, nu avem medicamentul, nu putem să-l folosim efectiv. Spuneați mai devreme că fiecare caz intră într-un fel de comisie din care fac parte mai mulți specialiști. Specialiști, exact. Care sunt specialiștii care lucrează la un caz? Pentru că e foarte important, de la medicul care diagnostichează până la ultimul pion în administrarea tratamentului. Așa este. Ne dorim să avem colegi din diverse specialități și avem aici, cum ar fi noi, medicii oncologi. Bineînțeles că pe lângă radioterapeuți, chirurgi și medicii radiologi, care ne ajută foarte mult, sunt prezenți și nutriționiștii și psihologii care ne pot ajuta